Salut și ne vom găsi la un episod de pe acest canal din Minecraft. Mă refer din seria aia de survival care am început episodul trecut. Știu că v-a fost puțin dor de această serie pentru că, da, n-am mai postat de vreo 2 sau 3 zile această serie și, na. Și ce sunteți și voi curioși ca și mine, ce o să facem noi pe această mapă în continuare? Sau ce se va întâmpla cu acest mini bunker, cum puteți spune eu? Mă, m-aș gândi așa la o chestie prima oară, aș face așa, cum zic eu, o să bag bunkerul în casă, voi face așa casa să treacă pe aici căsuța, să se unească cu bunkerul, să fie casa în bunker ceva gen așa, să fie pitită undeva. Asta ar fi o idee, da, mi-ar fi, să o încerc așa pe viitor acum. Și na, hai să încercăm și noi să facem chestia asta. Vom băga bunkerul în casă și, na. Voi băga mai daci așa. E clar, trebuie să punem ce să pitim. Uite ce behă e oilițe astea. Nici nu mai știu româna, știu. Tu se auge. Bă, mai behăi mult pacea că îți dau un capac, nu mai behăi deloc. Pac, frumos. Nu mai am spațiu de stocare. N-am ce face oricum cu florile. Șpac, 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 șpac. Gata. Am băgat și buncărul în căsuță, ca băiatul. Ia să vedem cum arată buncărul. E, frumos buncărul ăsta, băi, și fete. Îmi place așa foarte mult cum arată frumos așa. Ba, oricum, va trebui să-l lărgim pe viitor, să facem aici ceva, nu știu, ceva interesant să facem și noi pe aici. Că vreau să am și eu de-asta, o fermă de-asta de animale, pentru că, da, pe această insulă animalele sunt limitate. Și, na, asta e problema mare. Bun, ce o să... mi se cam laguiește așa uneori jocul, dar... Ai, n-am ce să facem. Facem așa buncărul să fie cât mai frumos. Adică acoperim părțile acestea așa urâte. Și hai că revenim după ce minăm mai mult aici, să facem mai mult. Dă-i. Ma. Shbang, gata, la somor. Pentru că dacă mor e urâtă treaba. Dar eu ce fac, bă, eu plec de acasă fără să craftez iteme, mamă. Eu chiar n-am nevoie de aceste iteme, din câte se poate observa. Hai să începem, face prima oară un topor. Bicheps. Asta este toporul. Facem o lopată pentru că avem nevoie. O sabie, bineînțeles că avem și sabie. Și o sapă asta care o păstrăm pe aici. Niște torte să mai avem și noi. Păc, mi-a apucat să craftăm și niște pâine pentru că ne este foarte foame. Gata, mai avem și mâncărica asigurată pentru moment. Bun. Hai începem acum să căutăm și niște copăcei până atunci. Sau să luăm ce mai au ăștia cu lemnul pe aici. Asta se numește farmare. Bun. Vreau să mă apuc să fac, să iau toate bucățile acestea de copac, pentru că vezi câte sunt o grămadă și m-ar ajuta enorm de mult. Pac. Una după alta, frumos. Hai mai bine le culeg eu pe aceea pe jos. Opa, ăla mă cam vede ăla și vrea să mă înjure ăla. Fuck. Mamă, se... Bă, se cam uită la mine ăsta. Ci tătuțe. Ce fac eu aici? Bine, tu ce faci? Eu iau și niște lemn, că am nicio nevoie. Sunt și o sărăcie și na. Asta, bă, hai că să-mi fim tot, să nu fim nesimțiți. Le voi acoperi aici ca să nu mai le curgă apă. Fac. Auzi, avem și pe aici un fel de mini cave. Mamă, deja 25 de bucăți, mamă. A avut cam mult lemn, n-a avut o grădină de asta. Știu că mai era pe aici copaj, mă, și de-aia mai mă uit acum pe aici. Unde e fumbalul? Băieți și fete? Băieți? Asta este o oaie roz spawnată random. Mamă, cât noroc. Fără mișto, nici măcar am făcut-o, mamă. Deci așa arată oaie roz. Arată la fel ca aia care am luat, că am găsit-o pe TikTok. Mamă. Aia orice ar fi să nu omor. Orice ar fi să nu omor, că dacă omor pe aia este o realitate oaie aceasta. Bă, vă să acolo erau copacii. Mă, decât m-a luat așa un pic gândul de oaia aceasta frumoasă ros. Bă, nici sunt zombale, mă, că tot au zombale pe aici. Cred că o fi un cave așa pe lângă noi.
Wait, 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 wait. Ar trebui să fi fost aici un chif, ceva. Mamă. Respira și în aer curat. Aici o văcuță, vă să mă ce să trăiască, pentru că asta știu că n-are deloc cum să moară. A, uitați băieți și fete aici, lemn din belșug. Tu stai acolo, văcuță. Mă luăm acest copac și ne ajunge. Bun, 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 bun. Hai să mergem acum înapoi acasă. Opa, grădină. A, hai că am și o simță de astea. Ai noroc că ai scăpat. A scăpat de inspecție. Mă, dacă fac chestia asta... Au-te-i, au-te-i. Cum fac ăștia? S-au speriat, au pus panică pe ei. Bă, hai să-i lăsăm în pace, să mergem și noi acum acasă. Dar craftești o tolemnă acesta să fie craftat și ai. Mamă, bă, dar mi se face foame, nu glumă. Mă ia cu foamea în jocul ăsta, rău de tot. Pac, pac, pac. Bun, 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 bun. Am ajuns și aici. Acum hai să... Bă, de ce mi se face în continuă foame? Bun, hai să ridic în casa. Aveam de atât de înaltă. Vreau să ridic așa în stilul acela care ridică pro playerii. E la drept, mă. E la drept. Facem aici pereții. Ăștia stâlpii, stâlpii facem. Oricum așa se face și în viața reală, că prima oară se toarnă stâlpii cu ciment sau cum se torna și se face casa. Pa, mai înalt decât cea. A, am putut să-l tai. Ok, 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 bine. Mai înălțăm aici un stâlp frumos. Ba, eu am ceva cu dreptul ăsta, nici măcar... De-abia pot să-i trag la drept eu. Șpac, șpac. L-a lași pe ăsta. Mai punem aici încă un stâlp. Acum este prea mic, mă. Gata, l-am făcut și la drept. Bun. Acum să unim stâlpi între ei acum. Pac, 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 pac. Gata, facem deja cât o porțiune așa. Hai să știu, dacă tot este o serie de Minecraft mai nouță, să facem și noi casa mai diferit. Pac. Șpac. Unim și aici. Acum unim între ele. Mamă. Eu pun într-o parte, mă, nu pot să... De ce nu se pune niciodată la drept, înțeleg. Șpac și aici. Asta este mai jos. Mamă, până și asta e mai jos, mă. Așa ceva. Hai să coborăm înapoi aici. Pac, pac, pac. Pac, pac aici. Mai avem aici încă un stick. Shbang, shbang. Frumos, frumos. Pac, pac, pac. Și pac. Și gata, băi, și vetea ridicat pentru moment. Asta e casa noastră ridicată. Așa, manevre. Acum hai să creăm și noi aici o ușă. Fac, avem aici o ușă de intrare. Dar acum să facem așa pe lângă ușă, cum se face. Pac. Aici o să fie ușa frumos, fain frumos. Pac, 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 pac. Uite, deja arată destul de bine. Vom crea și o pereche de uși, ca să fie mai ce să punem. Da, o pereche, singură pereche ne ajunge. Acum hai să continuăm iarăși casa cu facerea acestui perete. Din păcate o să fie casa cam fără geamuri, pentru că pierdem timpul cu geamurile degeaba. Pac, 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 pac. Șpac, șpac. O ridicăm și noi așa încet. Mamă, de ce pun într-o parte mereu, mă? Bun, hai să tăi și de aici. Bun, mai avem niciun stick. Mamă. O crescut aici doi copăcei, așa că o să-i luăm pe ăștia.
Că da, bine că au crescut și ei, acum când avem nevoie de ei. Fuck, fuck. Ăsta l-am lăsat să se degradeze. Nu mai tem și pe ăsta. Fuck, avem aici încă 8 bucăți de lemn. Și bă, a început ploaia, mă. Eu acum să dorm în ploaie, bă. Dăm cu AC4 să ne culcăm și noi la unde e uscat. Gata, ne culcăm aici unde e mai uscat. Frumos. Nu, bă, da, plouă, nu glumă. Acum vreau să farmez și aici puțină piatră, că vreau să fac aici o șmecherie la bunker. Pac, gata, am luat atâta piatră. Pac, sus. Bă, da, plouă, nu glumă. Vreau să fac așa, ca un fel, să fie bunkerul undeva închis. Un ai care vine după ce farmam mai multă piatră. Bun, gata, am farmat toată piatra frumos. Mai facem chestia asta cu bunkerul și cam acesta va fi acest episod, pentru că face destul de lung. Pactem și aici. Băgăm tot bunkerul în casă. Acum facem aici mai micuț. Aici și aici. Deci asta va fi ușa la bunker. Ia să punem așa. Gata. Asta va fi bunkerul, băieți și fete. Bun, acum cam acesta va fi acest episod, pentru că da, se face destul de lung. Eu sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut, dați acolo un like, un subscribe și cam acesta a fost episodul. La revedere!